Înainte de înmormântare, soțul intră în cameră pentru a-și vedea soacra pentru ultima dată și pufni în plâns. Soția îl întrebă: de ce naiba plângi? Doar n-ai plăcut-o pe mama niciodată. Știu, dragă, dar mi s-a părut că mișcă. Un tip era pe patul de moarte, iar preotul a venit la ultima împărtășanie și l-a întrebat: vă deziceți de diavol și de uneltirile lui? Omul a stat puțin pe gânduri, după care a spus: are vreun sens să-mi fac noi dușmani chiar înainte de moarte? În curând, pe Facebook, vor apărea noi opțiuni la statusul sunt însărcinată. Acestea vor fi următoarele: apasă like dacă vrei să-l păstrezi, comentează dacă tu crezi că ar trebui să avortezi, distribuie dacă tu crezi că este al tău. Eu am ochii albaștri, îi am de la tatăl meu. Mama are ochii negri, tot de la tatăl meu. Un bătrân pe patul de moarte: vreau să fiu incinerat, iar cenușa să-mi fie îngropată pe șoseaua de centură. De ce pe șoseaua de centură? În felul ăsta, fiica mea o să-mi viziteze mormântul zilnic. Psihiatrul meu mi-a zis că îmi pot îngropa problemele. Asta am și făcut. Ieri mi-am înmormântat soacra. Un tip îi povestește unui prieten: am fost atât de jenat la înmormântarea soției mele. A fost nevoie de 6 persoane să o urce în dric. Păi, asta nu e ceva atât de neobișnuit. Știu, dar ea a fost incinerată. Domnule, cum v-ați dat seama că în apartament se află cineva străin? Păi, onorată instanță, la noi în familie nu există obiceiul să fii lovit pe la spate cu scaunul în cap. Sexul după înmormântare este normal? Da, dar numai dacă este văduva, nu răposata. Somnul adânc ajută la prevenirea îmbătrânirii, mai ales dacă adormi la volan. Studiile arată că dintre cei care se aruncă de pe clădirile înalte, 99% până jos se răzgândesc. Într-o zi, Gigel stătea într-un parc și plângea. Un om, văzându-l, i s-a făcut milă și l-a întrebat ce a pățit. A murit bunica. Vai, cum așa? A călcat-o tramvaiul pe deget. Păi și ce, a murit din cauza asta? Da, avea degetul băgat în nas. Un soț îi se plânge soției sale: mi-e foarte rușine de vecinul nostru. De ce ți-e rușine, dragă? I-au murit până acum 3 soții și m-a chemat la 3 pomeni, iar eu nu l-am chemat la niciuna. Un om care fusese externat după o lungă spitalizare se întoarce din nou să le facă o vizită colegilor de suferință. Se oprește la marginea patului unui nou pacient, un chinez, care a devenit brusc alb la față, s-a uitat disperat spre el și i-a spus în șoaptă: Fong Sing Ho! Apoi a dat capul într-o parte și a murit. Omul a ieșit foarte supărat de la spital, a intrat în primul restaurant chinezesc din zonă și i-a zis proprietarului: scuză-mă, ce înseamnă Fong Sing Ho? Măi, este o expresie stranie,
poate din cauza pronunției, pentru că literalmente tradus înseamnă: dă-te în gâtul mătii, nu vezi că stai pe tubul meu de oxigen? Vrei, nu vrei, ultimul DJ o să fie îmbrăcat în negru, iar ultimul tău cocktail o să se cheme aghiazmă. Un tip care tocmai venise de la muncă a fost întâmpinat cu pumni și picioare de către prietena sa, care i-a strigat: cum ai putut, mă? Cum dracu ai putut, mă, să faci așa ceva? Să te culci cu sora mea? Îmi pare rău, dragă, m-am dus să lucrez și am găsit-o întinsă acolo, gol-goluță. Acum, ce să fac? Sunt și eu bărbat. Ce voiai să fac, dragă? Ce voiai să fac? Autopsia, cretinule! Un bătrân, în metrou, vizibil deranjat de un tânăr care ocupa ultimul loc rămas liber, bolborosește: sunteți tineri, mai mergeți și pe jos. Replica tânărului nu a întârziat: sunteți în vârstă, mai mergeți și cu dricul. O babă se duce la farmacie și o roagă pe vânzătoare: maică, dă-mi și mie niște pastile pentru moșul meu, că nu mai poate să-mi facă nimic. Mamaie, îți dau Viagra. Rezultat garantat. Bine, maică, dacă spui tu. După câteva zile, farmacista o vede pe babă întorcându-se și o întreabă: ei, mamaie, au fost bune pastilele? Foarte bune, dar acum am altă problemă. Ce problemă? Păi, a murit moșul în timp ce făceam sex și acum vreau un antidot pentru pastilele pe care mi le-ai dat. De ce? Păi, vrem să-l îngropăm și nu putem să închidem capacul de la sicriu. Un cioban veni la doctor: domnule doctor, te rog să-mi dai un certificat în care să specifici că sunt bolnav de sida. Păi nu merge așa, domnule, trebuie să faceți analize. Ce analize, domnule doctor? Dă-mi pur și simplu un certificat. Păi și la ce ți va folosi? În primul rând, eu voi fi primul din sat cu sida. În al doilea rând, când voi fi cu oile la munte, nimeni nu va veni la nevastă mea. Și în al treilea rând, aș vrea să văd fețele celor care deja au fost pe la ea. Am rămas văduvă de 3 ori, povestește o tânără care avea doar 35 de ani. Cum se poate? Toți 3 s-au prăpădit? Da, primii 2 s-au otrăvit cu ciuperci. Și al treilea? A murit din cauza unei fracturi a craniului. Cum așa? N-a vrut să mănânce ciuperci. Bunicul meu a știut dinainte data și ora morții sale. Imposibil, astea sunt baliverne, nimeni nu poate ști asta. Dacă spun, el a știut, fiindcă i-a spus judecătorul. Ce are 2 ochi și 150 de dinți? Un crocodil. Dar ce are 2 dinți și 150 de ochi? Un autobuz plin cu pensionari. Doi condamnați la moarte prin spânzurare, în ziua execuției, ambii pe eșafod cu ștreangul de gât. Unul dintre ei îl întrebă pe celălalt: auzi, ce zi este azi? Luni. Bă, da, prost am mai început săptămâna asta. Două babe care veniseră la cimitir să aprindă lumânări răposaților stăteau de vorbă. Auzi, tu câți ani ai? 97! Păi și te mai duci acasă? Doi electricieni pe un stâlp de înaltă tensiune. Unul dintre ei rugă o băbuță care tocmai trecea pe acolo:
Ne dați, doamnă, vă rugăm frumos, sârma aia roșie?" Băbuța ridică sârma și le-o dădu, la care electricianul îi zise celuilalt: "Vezi, bă, ce ți-am zis eu că aia roșie nulul?" De cămașa unui pacient care a fost adus de urgentă la spital cu ambulanța, era prins un bilețel: "Domnule doctor, aceasta este epilepsie, nu apendicită. De apendicită am fost operat deja de 3 ori. Un bărbat a intrat zâmbind într-un bar. Barmanul l-a văzut și l-a întrebat: "De ce ești atât de fericit?" "Ei bine, o să-ți povestesc. Știi, eu locuiesc în apropierea căii ferate și când m-am întors acasă noaptea trecută, am observat că o femeie tânără este legată de șine, la fel ca în filme. Desigur, am mers acolo și am eliberat-o din legături. Am dus-o la mine acasă și, ca să nu mai lungim vorba, am avut parte de sex. Am făcut dragoste toată noaptea, când eu deasupra, când ea, în toate pozițiile." "Fantastic!" exclamă barmanul. "Ești un norocos și era frumoasă?" "A, nu știu, că nu i-am găsit capul." Soția către soț: "A trecut cam mult timp de când nu mi-ai mai adus flori. Ce vrei, dragă, n-ai vrut tu să ne mutăm de lângă cimitir?" O bătrânică moare. Ajunge la porțile raiului, unde se întâlnește cu Sfântul Petru, când deodată se aude un urlet groaznic venind dinspre rai. "Vai de mine, ce se întâmplă acolo?" "Nu vă faceți griji pentru asta. Îi găurim unuia omoplații să-i montăm aripile de înger." Bătrânica, vădit deranjată de acest fapt, dădu un pas înapoi, când deodată se mai auzi un urlet. "Vai de mine, dar asta ce mai a fost, Sfinte Petre?" "Nu e motiv de îngrijorare. Îi gămurim unuia capul ca să-i montăm aureola." Bătrânica dădu din cap în semn de dezaprobare și zise: "Eu nu pot să fac așa ceva. Mă duc jos, în iad." "Vai, nu puteți să faceți asta. Veți fi sodomizată și violată." Cu un aer victorios, bătrânica răspunse: "Da, dar măcar am găurile făcute." O femeie era pe patul de moarte. Soțul, lângă ea, cu lacrimi în ochi, o mângâia tandru pe creștet. "Dragul meu, trebuie să-ți spun ceva." "Nu, dragă, stai liniștită, lasă, nu vorbi." "Ba da, dragul meu, trebuie să spun că te-am înșelat cu toți prietenii tăi." "A, știu, dragă, de-aia te-am și otrăvit." În anul 1981, prințul Charles s-a căsătorit, Liverpool a câștigat Cupa Europeană, iar papa a murit. În anul 2005, prințul Charles se căsătorește, Liverpool câștigă Cupa Europeană și papa moare. În concluzie, dacă prințul Charles se mai căsătorește odată și Liverpool ajunge iar în finală, ar fi bine să-l anunțe cineva pe papă. Doi pirați la o sticlă de rom, unul dintre ei cu un cârlig în loc de mână, cu un picior de lemn și cu un ochi de sticlă. Celălalt, curios, îl întrebă: "Unde ți-ai pierdut piciorul?" "Am căzut odată peste bord și până să mă tragă marinarii mei din apă, a apărut un rechin și m-a lăsat fără picior. Dar cu cârligul ăsta în loc de mână, un inamic mi-a tăiat mâna cu sabia." "Și ochiul cum l-ai pierdut?" "Mă uitam după o pasăre care zbura deasupra corabiei și ea s-a găinățat exact pe ochiul meu." "Păi și cum, ți-ai pierdut ochiul de la un găinaț?" "Era prima mea zi cu cârligul." Un psihopat târa un copil prin pădure. Copilul începu să țipe: "Mi-e frică, mi-e frică!" La care psihopatul îi răspunse: "Ție ți-e frică? Dar eu ce să mai zic că va trebui să mă întorc singur?" Doi vecini se certau. Cearta a degenerat și au ajuns să spună cuvinte urâte unul celuilalt. Ca să încheie cearta victorios, unul dintre ei aruncă ultimele vorbe: "Ești un idiot, futu-ți morții mătii!" Și închise furios ușa. A doua zi găsi la ușă un schelet cu un bilet:
Neamul maică-mii e mare, pot să încep cu ăsta. Îți plac fetele fierbinți care țipă în pat? Atunci vizitează secția de arși de la Spitalul Floreasca. Șoferul unui tric încearcă să agațe o tipă pe stradă. Hei, păpușă, ce zici de o plimbărică? În mașina aia? Sper că glumești! Să glumesc? Lumea moare ca să fac o tură cu mașina asta! Un tip se duce la doctor. Doctore, nu știu ce naiba am, mă doare ficatul, mă doare spatele, mă doare inima. Îi face doctorul analizele și îi spune: îmi pare rău, dar să știi că ai cancer, iar în 3 luni ai să mori. Pleacă tipul supărat și se întâlnește cu un prieten la metrou. Îi spune de vizita la doctor și că este bolnav de sida și că va muri în 3 luni. Prietenul pleacă repede, uitând să dea mâna cu el. În stația de autobuz se întâlnește cu altul și îi spune povestea. Îi ajunge doctorului la ureche povestea și îl chemă la el. Bine, domnule, ce vorbe sunt astea? Ți-am spus clar că vei muri de cancer în 3 luni și dumneata împrăștii la toată lumea că vei muri de sida? Lasă-mă, doctore, că și așa sunt destul de supărat. Ce vrei, după ce mor să-mi fută toți nevasta? Un țăran avea o femeie foarte cicălitoare. Într-o zi, când ea îi aducea mâncare la câmp, în timp ce-l tot bătea la cap, bătrânul său măgar o pocni cu copita direct în frunte și o omorâ pe loc. Evident, lumea se strânse să-l compătimească pentru nenorocire. Preotul observă că atunci când femeile îi vorbeau, el dădea din cap în sus și în jos în semn de aprobare, iar când îi vorbeau bărbații, dădea din cap la stânga și la dreapta în semn de dezaprobare. După ce plecă lumea, preotul îl întrebă: de ce dădeai așa din cap? Păi, când vorbeam cu femeile, ele ziceau ce bine arată chiar și acum și eu dădeam din cap să le aprob. Păi, și la bărbați de ce dădeai din cap în semn că nu? Toți bărbații întrebau același lucru: dacă vând măgarul. Gigel, prezent. Ce era tatăl tău? Era tuberculos. Nu, vreau să zic ce făcea. Tușea. N-ai înțeles, doar nu trăia din asta. Normal, din asta a murit. Un parașutist sare cu parașuta. Așa cum știa, apasă pe butonul roșu, dar nu se deschise parașuta. Scoase manualul și citi: dacă nu merge butonul roșu, încercați butonul verde. Omul încercă, dar fără niciun rezultat. Citi mai departe: dacă nu merge nici butonul verde, încercați butonul galben. La fel, nimic. Mai citi: dacă nici butonul galben nu merge, întoarceți pagina. Omul, în culmea disperării, întoarse pagina și citi: Tatăl nostru care ești în ceruri. Soțul și soția pleacă în vacanță în Ierusalim și, având un accident, soția moare. Ghidul, fiind amabil, îi explică soțului posibilitățile pentru înmormântarea soției. Vă costă $5,000 să o trimiteți acasă pe un vapor sau o puteți înmormânta aici pentru $150. Cred că o să aleg prima variantă. De ce, domnule, doar puteți să-i faceți o ceremonie frumoasă și aici și este și mai ieftin? Ăsta este locul unde un om a murit, l-a îngropat și după 3 zile a înviat. Nu vreau să risc. Un tip la vulcanizare. Cum ați reușit, domnule, să spargeți pneul în halul ăsta? Păi am călcat pe o sticlă. N-ai văzut-o? Nu, tâmpitul o ținea în buzunar.